Spuneți-mi ce? Băgăm de la cheia asta aici da. Și facem modelul aici. Aveți piele? Da, am. Aveți mâneasă? Da. Păi, eu ziceam să strig bruga. În orașul nostru, numărul atelierelor de croitorie ale cooperației a devenit în ultimii ani din ce în ce mai mic. În astfel de unități, în care giurgiuvenii își comandau fel de fel de lucrări, găseai cu ani în urmă sute de lucrători, iar astăzi aceștia pot fi numărați pe degete. În momentul de față suntem în jur la 30 de persoane și în cooperație și avem 4-5 centri. Din punct de vedere al competențelor profesionale, mai sunt oameni pregătiți, numărul clienților însă a scăzut. Lucrăm orice lucrare, inclusiv pantalon, sacou, taior, fustă, partea orice. Din partea lucrătorilor vechi se recunoaște faptul că tinerii nu mai sunt înclinați spre o astfel de meserie, deși aceștia și-ar dori să aibă ucenici. Dacă aș avea un copil lângă mine sau doi, i-aș învăța cu cea mai mare plăcere. În condițiile acestea, întrebarea dacă această meserie e pe cale de dispariție pare întemeiată. Nu mică ne-ar fi mirarea că așa cum meserii, precum cea de ceasornicar, depanator radio TV, ori confecționer de încălțăminte, au dispărut sau sunt pe cale de dispariție, să ne trezim și fără centre de croitorie de comandă.